Autoritățile române fac de mulți ani eforturi pentru a reduce accidentele de pe străzile din țara noastră, iar un pas important în această direcție include retragerea permisului de conducere pentru cei care nu mai sunt neapărat apți pentru astfel de activitate. În speranța că vor fi mai puține accidente dacă, după o anumită vârstă, șoferii români repetă analizele medicale mai des, autoritățile române au venit cu o nouă regulă pentru românii de peste 70 de ani. Aceștia trebuie să efectueze cât mai curând setul de analize pentru reînnoirea permisului de conducere, cu o mențiune foarte importantă. Indiferent de rezultate, nu li se va mai prelungi permisul decât pentru o perioadă de 5 ani în loc de 10, ca în cazul persoanelor sub această vârstă. Prima dată când autoritățile Româna au cochetat cu un proiect ce vizează șoferii vârstnici a fost în 2016. Tot atunci a ajuns în Parlament un proiect de lege în acest sens. În această variantă însă, peste 70 de ani, inițiatorul proiectului și-a dorit ca românii să-și reînnoiască anual permisul de conducere. Ulterior s-a optat pentru versiunea cu valabilitate de 5 ani, care este și acum în vigoare. Limitarea valabilității este argumentată prin faptul că datele statistice indică numeroase accidente rutiere provocate de persoane care au atins în vârsta de 70 de ani din cauza înrăutățirii stării de sănătate care survine în intervalul celor 10 ani, în care astăzi carnetul auto este valabil. Limitarea este astfel văzută ca o garanție a siguranței atât pentru șoferul în vârstă, dar și pentru celelalte persoane din trafic, după cum se arată în nota de fundamentare de la acea vreme. Nu este exclusă revizitarea inițiativei cu valabilitate pe un an, dar în codul rutier 2023 până la 70 de ani rămâne în continuare valabilitatea. Abilitatea de 10 ani pentru noile permise de conducere, iar peste respectiva vârstă se trece la 5 ani, relatează Playtech.ro.